Wow! În sfârșit vampiraj, apuc să mă uit și eu la Chainsaw Man! Nu am reușit deloc să mă uit zilele astea, că am avut foarte multă treabă în casa asta. Mamă, și trebuie să înceapă episod nou din Chainsaw Man. Abia așteptam să-l văd. Mamă, ia să mă punem mai bine pe scaun. Draculos! Bă, Juan, bă, m-ai speriat. Ce s-a mai întâmplat? Haide, du-te, vrei... N-am să-ți dau de mâncare. Uite, vrei să-ți dau de mâncare? Nu am să-ți dau de mâncare. Uite, trebuie să înceapă imediat episod din Chainsaw Man. Ce vrei? Draculas, cum să spun eu, am vorbit la telefon cu un prieten și o să vin acum, fiindcă un prieten de-al meu și-a deschis un restaurant cu hamburgeri, cu carne foarte bună și o să vin acum ca să ne aducă de mâncare. Bă, Juan, tu vrei să-mi spui că ai folosit telefonul fără să știu eu? Da, Draculas, am vorbit cu un prieten, ți-am spus. Bă, Juan, ți-am spus, nu folosi telefonul fără să mă anunț, că cine știi tu cu cine ai vorbit la telefon și cum îl cheamă pe prietenul ăsta tău? Păi, Draculas... Îl cheamă domnul șef bucătar porc din Ban Ban 3, cred că îl știi. Poftim! Ai vorbit la telefon cu domnul porc din Ban Ban 3? Auleu, da, bă, că el este bucătar. El are restaurantul. Da, Draculas, și vine chiar acum. Am vorbit cu el la telefon și a spus că abia așteaptă să-i mâncăm din hamburgeri. A spus că sunt foarte delicioși și că au o carne surpriză înăuntru. Nu știu la ce s-a referit. Bă, Juan, nu! Cu Ban Ban 3 nu se fac afaceri! Bă, auleu, trebuie să ne ascundem în beș, trebuie să ne ascundem! Cum adică vine domnul șef bucătar aici, porc? Auleu, bă, tu realizezi că o să ne pună pe noi în hamburgeria aia, nu? Stai calm, Draculas! Ai încredere în Juan Vorbărețul! Putem avea încredere în domnul porc bucătar din Ban Ban 3. Crede-mă, este un porc foarte cu minte! Bă, Juan, nu cred! Auleu, bă, trebuie să ne ascundem, bă, trebuie să ne ascundem! Auleu! Unde să ne mai ascundem, Draculas? Uite, a ajuns prietenul nostru, domnul porc bucătar din Ban Ban 3. Haide să-l salutăm! Și, Draculas, ca un sfat, eu zic să pregătești camera video ca să filmăm aceste momente frumoase. Aleu, a ajuns? Auleu, nu, nu, nu! Bă, Juan, bă, de ce ai vorbit la telefon cu el? De ce l-ai chemat? De ce i-ai spus unde stăm? Bă, auleu, bă, o să scot camera, dar știi de ce? Nu să imortalizez momente frumoase, să imortalizez cum o să-i mănânce domnul porc bucătar. Auleu, auleu, bă, Juan Vorbărețu, rămâi aici, că o să mă duc să vorbesc cu domnul porc bucătar. Auleu, salutare, domnule porc bucătar din Ban Ban 3. Eu sunt Draculas și bine ai venit la noi acasă. Nu știu cine te-a chemat aici, nu te-a chemat nimeni, așa că poți să pleci înapoi, că nu avem nevoie de nimic de la tine. Cum ai? Cum să n-ai nevoie de nica de la mine? Am venit aici că am primit un telefon de la Juan Vorbărețul. Și v-am adus din hamburgerii mei speciali. Așa că, e Draculas, eu zic să vii aici, să-l aduci și pe Juan Vorbărețul și să veniți să mâncați din hamburgerii mei când am bătut atâta drum degeaba, tu mă înțelegi? Auleu, acum, domnule șef bucătar... Bă, Juan, bă, tu știi în ce probleme ne-ai băgat? Bă, o venit, gândește-te așa, o venit domnul porc, șef bucătar din Ban Ban 3, o venit la noi acasă ca să mâncăm din hamburgeri. De unde știm noi ce conțin hamburgerii ăia? Draculas, stai calm, poți să ai încredere în mine. Haide să vorbim cu domnul porc. Bine, Juan, haide, am încredere în tine că știi ce faci. Auleu, bă, ce frică mi-este de el. Uite, gata, suntem aici, domnule porc. Ah, deci ăsta e prichindelul care o sună telefonul. Bă, nu știam că sunteți doi, dar lasă că o adus domnul șef bucătar porc, o adus aici hamburger să-i mâncăm cu toții. Vai, 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 abia aștept să mănânc din hamburgeri. Dracula nu mi-a mai dat nimic de mâncare de vreo 2 zile. Păi bă, Juan, nu ți-a mai dat nimic de mâncare fiindcă n-am avut ce. Da, bă, tu chiar vrei să mâncăm hamburgeri de la domnul porc din Ban Ban 3? Uite-te, bă, la el, uite-te puțin la el. Crezi că el vrea să ne dea din mâncarea lui? Dar normal e, Draculas, vine un coace să mănânci niște hamburgeri delicioși și am o surpriză pentru voi. Auleu, ce surpriză ai pentru noi, nu-mi plac surprizele, mai ales venit de la domnul porc din Ban Ban 3. Stai calm, Draculas, și eu chiar vreau să aud ce surpriză are pentru noi domnul porc. Hai, domnule porc din Ban Ban, spune-ne ce surpriză ai. Auleu, te rog să nu părăsim casa. Păi ce surpriză am pentru voi, băieți! O să mergem la restaurantul meu, care l-am deschis eu și cu soția mea. O cheamă Pepa și acolo pregătim hamburgeri pentru toată lumea. Da, acolo vine toată familia Ban Ban și mănâncă. Așa că aș vrea să veniți și voi să mâncați, tu și Juan Vorbărețul. Haide, urcați-vă în dubiță, care nu-i deloc dubioasă, și să mergem la restaurantul meu și a soției mele Pepa.
să mergeam, bă, nu știu ce să spun. Draculas, vină lângă mine. Da, domnule șef bucătar porc? Ia tu doi hamburgeri de jos. Acum? Unul pentru tine și unul pentru Juan Vorbărețul. Uite, bă, dar ce-ai pus în hamburgeri ăștia? Haide, e doar carne de pui, ca să te fac să vii, să vezi ce gustoși sunt. Bă, Juan, să avem încredere? Da, Draculas, hai că rămân eu primul, bagă-l în gură. Acum, Juan, ia mănâncă. Cum îi, Juan Vorbărețul? Îți place? Te simți bine? Vrei să chemăm salvarea? Vai, Draculas, ești cel mai bun hamburger pe care i-am mâncat în viața mea. I-ador, mai vreau. Stai, ce, așa bun sunt? Eu ți-am spus, Draculas. Ia să văd și eu cât de bun o fi hamburgerii ăștia. Bă, chiar sunt foarte buni. Păi atunci ne urcăm în dubiță, da, care nu pare deloc dubioasă, dar mai întâi de toate trebuie să mă duc să-i fac bagazul lui Juan Vorbărețu. Venim repede. Auleu, Draculas, ce faci? Bă, Juan Vorbărețu, trebuie să te întreb și eu ceva. Bă, nu se închide ușa asta, că nu vreau să ne audă domnul porc bucătar. Bă, Juan, tu nu ți se pare dubios cum tu ai vorbit la telefon cu domnul porc, care, de unde ai găsit numărul în primul rând? De unde ai știut să apelezi tu pe domnul porc din Ban 3? Păi, Draculas, l-am găsit pe internetul interzis numărului de telefon. Mă uitam pe internetul interzis și a spus că cine vrea să mănânce hamburgeri foarte, foarte, foarte delicioși să apeleze la numărul ăsta. Și numărul de telefon era 666666. Bă, Juan, bă, gata cu telefonul. Nu mai are nimeni voie să folosească telefon. Ia să mă duc eu să-l arunc, că... o să mă duc mai bine și-l pun în tigaie, fiindcă văd că cu telefonul ăsta faceți numai prostii. Ia să aprind eu aragazul aici. Așa, gata, nimeni nu mai are voie să folosească telefonul. Bă, Juan, bă, tu chiar ai încredere în domnul șef bucătar? Sigur o să mergem acolo la restaurant și o să dăm din soția lui Pepac și ghiși ce, bă, Juan, Vorbărețul, o să ne transformi în hamburger și ce o să mai zici atunci? Păi, bă, Draculas, eu nu cred că domnul șef bucătar porc din Ban ne vrea răul. Eu doar cred că vrea să-și facă noi prieteni. N-ai auzit? Și familia Ban merge să mănânce la restaurantul lui. Chit că e foarte ciudat. După ce au mers odată, nu am mai auzit de ei. Asta este. Hai să-mi iau bagajul. Da, bă, n-ai mai auzit de ei. Și de ce? Fiindcă eu făcut hamburger sau ceva. Nu o să mai auz așa nici de noi. Bine, Juan Vorbărețu, fiindcă țin la tine și mi-ești foarte drag și te iubesc, o să mergem. Deci ați văzut vampiraj, da? Ați văzut cât te fac pentru Juan Vorbărețu? Îl iubesc și cred că și-l iubești și voi, vampiraj. Bine, Juan Vorbărețul, hai să facem așa cum vrei tu. O să mergem la restaurantul domnului porc bucătar din Ban 3. Sper că ești foarte fericit. Vai, Draculas, îți mulțumesc așa mult. Te iubesc foarte tare, Draculas. Haide, adun valiza de sus și să mergem. Da, acum ți aduc valiza, haide, acum. Haide, ue, veniți odată sau să vin eu după voi? Nu, domnule șef bucătar porc, acum îi aduc valiza lui Juan și mergem. Haide, bă, Juan, du-te acolo repede la mașină și eu îți aduc valiza, haide. Bă, auleu, bă, doamne, ce frică mi-este de domnul șef bucătar. Așa, am luat valiza cu hăinuțe pentru Juan Vorbărețu și acum să mergem la mașină. Vai, vampiraj, chiar sper că nu este o capcană. Uite, Juan, am adus aici valiza ta cu haine. Mulțumesc, Draculas, apreciez foarte tare, îmi ești ca un frate. Și tu mi-ești ca un frate, Juan Vorbărețu, dar întrebarea mea este una. Unde este domnul șef bucătar? Păi bă, Draculas, cum să spun eu? S-a dus în interiorul casei că a spus că se duce până la baie, dar văd că nu a mai venit. Păi tu l-ai lăsat pe domnul șef bucătar la noi în casă, tu gândești, Juan Vorbărețu, bă! Auleu, bă, ce frică mi-este, domnule șef bucătar? Alo? Vai și bună mâncare asta! Auleu, ce s-a audit de acolo? Domnule șef bucătar? Ia bă, să scot camera. Ești aici? Bă, dezordine, ce se întâmplă? Auleu, bă, ce faci aici, domnule șef bucătar? Porc! Vai, dar și mâncare bună aveți! Am zis că până i-a dus tu valiza lui Juan de sus, o să apuc să mănânc și o aici niște mâncări cât de-a voastră. Da, haide, toată lumea în mașină că plecăm la restaurant să nu vă mănânc, nu m-am încurcat, stai, să mâncați niște hamburgeri foarte, foarte delicioși, uai. Și-a creat că soția mea abia așteaptă să vă vadă. Lui Pepa îi plac motănașii. Auleu, da, și noi abia așteptăm să o vedem pe soția dumneavoastră, Pepa. Auleu, nu-i bine. Gata, bă, Juan. Haide, dă-te mai încolo. Hai, Draculas, vino, ți-am făcut aici loc. Auleu, gata, plecăm. Auleu, trebuie să intru aici. Așa, bun, Juan, stăm aici și o să ajungem numai decât.
Hai, Draculas, abia aștept să mănânc din hamburgeria aia domnului porc. Da, da, și eu abia aștept. Gata e cu vorba! Aoleu, gata, nu mai vorbim, gata, promitem. Gata, toată lumea îmbarcarea, puteți să vă culcați dacă vreți, că avem drum lung. Aoleu, ai auzit, Toan, hai să dormim. Bine, Draculas, somn ușor, ne trezim când ajungem. Da, da, dacă mai ajungem acolo. Și mamă, bă, ce nasol o să dorme un dubiță asta. Gata, hai că plecăm, Juan, în sfârșit. Vai, Draculas, abia aștept. Da, și eu, Juan, și eu. Bă, am ajuns. Hai, bă, Draculas, odată că am ajuns. Auleu, bă, unde suntem? Bă, ce? Unde suntem? Bă, așa, gata, am ieșit. Bă, ăsta este restaurantul tău, domnule șef bucătar porc? Da, Draculas, haide, intrați, luați acolo tot ce vă trebuie și intrați în restaurant și puneți-vă la masă. Soția mea abia așteaptă să vă cunoască. Auleu, bă, Juan, tu ai auzit asta? Bă, nu mai bine fugim noi acasă, ce părere ai? Păi, Draculas, de ce să fugim acasă? Eu sunt chiar foarte fericit. Eu zic să intrăm înăuntru, luăm loc, mâncăm repede niște hamburgeri și plecăm acasă. Ușor ca bună ziua, vezi? Sau ușor ca bună seara, ha-ha! Bă, bine, bă, dar trebuie să mâncăm repede, fiindcă la 3 dimineața o să te transformi. Hai să mergem în interior, stai așa să-ți iau bagajul. Nu, Draculas, lasă că îi iau eu. Voi duceți-vă înăuntru și faceți cunoștință cu nevasta mea, Pepa. Abia vă așteaptă să vă vadă. Bine, haide, Juan. Vai, Draculas, abia aștept să mâncăm sandvișuri sau hamburger, ce ne dă. Da, și eu abia aștept, Juan, haide. Hai, bă, Juan, sper, abia aștept să... Bă, cred că acolo este soția lui, să te comporți frumos, da? Da, Draculas, o să mă compor frumos. Ia să vedem. Bună ziua, doamnă! Ce se întâmplă acolo? Doamnă, sunteți bine? Bă, ce? Doamnă, stați așa că nu vă văd bine. Bă, ce? Bă, aia-i Pepa? Auleu! Auleu, bă, tu vezi cum arată pe pasta? Bă, uite că s-o supăra pe noi. Auleu, Draculas, mai bine hai să luăm loc și să nu ne băgăm în treburi din astea de familie. Hai, bă, auleu, cred că ni pregătește de mâncare. Auleu, hai să luăm loc. Haide, Draculas, hai să stăm aici. Haide. Bă, stăm și noi frumos aici. Auleu, bă, Juan, nu-i bine. Bă, Draculas, bă, îmi iese frică. Bă, Nac, tu ai vreun restaurant. Acum o să stăm aici. Bă, Juan, promite-mi ceva. Orice vrei tu, Draculas. Îmi promiți că după ce mâncăm doi hamburgeri, fugim mai de aici și fugim acasă. Da, Draculas, nu știam chestia așa înfricoșător. Dacă de aici au dispărut familia Bamban. Bă, nu mă interesează din familia Bamban, doar hai să... Bă, ți-am uitat valiza cu lucrurile tale în mașină, mă duc să-ți... Auleu! Stați-i calm, că domnul porc bucătar o-a dus aici valiza lui Juan Vorbărețu. Haide, Draculas, vino și ia-o! Bine, mă iau acum. Dă-o încoace, uite, Juan. Cum se zice, Juan, cum te-am învățat? Mulțumesc, domnule porc. Și eu vă mulțumesc că ați venit. Eu mă duc să vă și fac și nevasta Pepa să vă pregătească hamburgeri buni. Să nu fugiți de aici, bine? Da, nu o să fugim. Auleu, stăm aici cu mins la masă și nu o să plecăm. Vreau să mai întreb ceva, domnule șef bucătar. Unde a dispărut? Era aici, Juan. Auleu, Draculas, nu știu unde a dispărut. Păi da, eu cred că până termină hamburgerii, o să mă duc până la baie, bine? Bine, bă, Juan, dar să te miști repede, nu mă lăsa singur. Da, Draculas, o să mă miști foarte repede. Bine, mulțumesc, Juan. Gata, Draculas, eu o să mă duc până la băiță, vin repede. Haide, Juan, du-te odată, nu mă lăsa singur mult. Da, Draculas, mă duc la băiță. La 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 la. Hai, bă, Juan, te miști odată când vii de la baie. Păi de ce așa liniște? Eu chiar mă întreb, oare ăsta chiar este restaurantul lor? Vampiraș, ce se întâmplă aici în restaurantul ăsta? Juan! Bă, Juan! Juan? Bă, unde-i Juan? Juan? Juan Vorbărețu, bă, unde ești? Bă, trebuie să fug din restaurantul ăsta. Ce m-ai speriat, domnule porc? Ce ai făcut cu Juan? Juan s-a dus la baie și nu mai este. Juan?
Adică ce vrei să spui? Nu știu, nu l-am văzut pe Juan. Haide, pune-te la masă că ți-am adus mâncarea. Ți-am pregătit un hamburger cu o carne foarte specială. Și e pregătit din iubire de soția mea, Pepa. Haide, pune-te la masă, sper că nu voiai să pleci, nu-i așa? Nu voiam să plec. Dă-te, gata, mă pun la masă. Olo, gata, mă pun la masă, gata. Mă pun la masă. A, mulțumesc, da. Stai puțin. Păi și Juan nu mănâncă? Și unde-i valiza lui? Păi unde-i valiza lui Juan? Ce-a făcut-o plecat acasă, Juan? Păi bă, Dracula, nu ți-am spus că nu știu unde-i Juan? Și am luat eu valiza. Și așa nu-i mai trebuie. Haide, mănâncă hamburgerul din carnea aia specială și nu mai fă urât. Eu mă duc până la soțioara mea și ți-am spus, nu știu unde-i Juan, nu l-am văzut. Bine, nu mai înțeleg nimic ce se întâmplă. O să mănânc din hamburgerul ăsta și da, după o să plec și eu acasă. Ia să vedem ce avem noi aici. Ui, Dracula, să mănânci toc dacă nu mă supăr, ai înțeles? Da, domnule șef, bucătar porc din Ban 3, o să mănânc tot, promit. Ui, eu mă duc să văd și faci și soțoara, rămâi acolo. Pepa, hai că vin să vorbim. Bun, ia să mâncăm din sandwich-ul ăsta. Păi da, dar nu-i rău. Sau, bă, are un gust cam ciudat. Bă, de ce are gust Juan? Bă, ce se întâmplă? L-am aruncat! Bă, trebuie să fug din restaurantul ăsta. Bă, ce fac ăia doi la bucătărie? Juan! Bă, ce fac? Ce fac ăia la bucătărie acolo? Ia să mă duc să văd, să scoat camera. Auleu, ce... Păi ce se întâmplă acolo? Auleu! Da, soțoară! E foarte delicios, Juan! Abia aștept să ți-l dau și pe Dracula din iubire! Dai să vezi și carne bună de rechin! O să ne deschidem restaurant cu hamburger de rechin! Auleu, trebuie să fug! Restaurantul tot plin de nebun, domnul șef bucătar din Ban 3 din nebun! Trebuie să fug! Auleu! Pă, Juan, a crezut că te-au mâncat ăștia! Ah, Dracula! Păi 3 dimineața m-am transformat în demon și m-am dus pe țeavă în toaletă. Vreau hamburgeri! Bă, Juan, nu, bă, trebuie să fugim acasă, cum să spun eu. Domnul șef bucătar porc mănâncă pisici și rechini și cu soției sa Pepa. Bă, ne-au păcălit, eu ți-am spus, Juan, că nu era o idee bună. Auleu, păi în spatele tău. Auleu. Ei, cumva încercați fugiți de mine și de soția mea, Pepa. Ei, terminați-vă hamburgerii. Sau mai bine, las că o să vă termin eu pe voi. Mamă, ce aș mânca un rechin și un motănel. Pă, Juan, pă. Hai, Dracula, mă să-l distrug pe porc. Nu, Juan, nu. O să mă transform în Chainsaw Man. Ia vină un coace, tu crezi că ne faci nouă vreun rău cu restaurantul tău? O să mă transform în Chainsaw Man! Chainsaw Man transformare! Acum ia să văd eu cine pe cine mănâncă! Și de când ți-ai fost tu transformat, bă, în băiatul ăsta cu drujbii? În băiatul ăsta cu drujbii se cheamă Chainsaw Man Denji! Și vină un coace! Ia să-mi vezi tu să ne mai mănânci pe noi! Te vină un coace că distrug tot restaurantul cu tine! Intră aici că tot distrug! Băi, nu strica restaurantul! Toți îl distrug, vino încoace! Ia că tot distrug! Vino încoace, distrug mese tot! Vino încoace, domnule porc! Ia de aici! Auleu, soțoară! Distrugi ăsta tot! Vino încoace să vezi tu să mă mai furi pe mine și pe Juan! Ia de aici, domnule porc! Ia de aici! Tot distrug restaurantul tău! Dracula, știi să mă întângi! Tot distrug! Te-am distrus! Auleu! O să te prind eu și o să vă mănâncă-i! Juan, haide să fugim! Dai că trebuie să mă transform înapoi în Draculas! Pă, haide că trebuie să mergem înapoi acasă! Auleu, Draculas, haide, punem în dubă și hai să fugim de aici! Acum, haide! Bă, trebuie să fugim de aici. Păi, e blocată mașina. Hai, Dracula, stai mai cu forță. Încerc, Juan, încerc să-i dau. Gata, am scăpat. Bă, uite-l pe șeful porc, bucătar porc, Ban 3, cum a ajuns acolo.
Ui, Dracula, să-i n-ai cum să scapi din mine! A, te-am ocolit, gata! Păi, prea mare! Auleu! Ui, lasă că o să vă prind eu pe voi, ei! Auleu, fugim acasă, am scăpat, iuhuu! Vai, în sfârșit acasă, acasă, am ajuns acasă! Auleu, bă, cum o zburat toți hamburgării! Juan, gata, trezește-te, Juan! Bă, Juan, am ajuns acasă, hai trezirea! Ei, am ajuns acasă, nici nu mi-am dat seama că nu a trecut drumul Draculas! Bă, Juan, bă, dacă îți dau curanga... Au, nu mai da, nu mai da, îmi pare rău. Știu că am greșit. Normal că ai greșit, Juan, ți-am spus. Nu aveam încredere în nimeni de pe internetul interzis. Și pentru voi, valabil, vampiraj, nu aveți încredere în străinii de pe internetul interzis. Juan, ești pedepsit. Du-te la tine în cameră în seara asta, te culci fără să mănânci. Of, bine, Dracula, îmi pare rău. O să mă duc în cameră. Așa să faci, Juan, să te duci în cameră. Păi o să mă duc să-mi fac ceva de mâncare, că îți lichnit din foame. La la la, o să mănânc ceva aici foarte repede. Mamă, dar chiar știu ce aș mânca, vampiraș? Aș mânca o omletă. Ia să mă duc să iau niște ouă. Auleu, bă, ce se întâmplă? Ui, Dracula, ți-ai... Tu chiar credeai că poți să scap de mine și de soția mea, Pepa? Ia vină un coaș și când că vreau să fac niște hamburgeri delicioși din tine. Nu, 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 ai milă, nu! Ia treci încoace! Aaaa, nu, nu vreau înapoi la restaurant! Prea târziu, te bag în sac și mergem la restaurant! Soții mele s-au făcut doar de tine, lui Pepa! Nu, ajutor! Vampiraș, dă-mă locul de episodul cu Juan Vorbărețu, Talking Juan și domnul Por din Ban Ban 3 Bucătar. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe, like, comentariu și ne vedem în episodul viitor! Vă iubesc pe toți vampirașii, salutare! Iuhuu!